Drept pe alineamentul de tragere înainte. Urmează să ducă pe alineamentul de tragere. La comanda. Picioare încărcat. La comanda șefului tragerii. Se introduce tubul de cartuș. La următoarea comandă. Uniformele, mirosul de praf de pușcă, scânteile, sunetul răsunător, un decor care i-au determinat pe cei 25 de jurnaliști mureșeni să treacă de la o stare de emoție la una de entuziasm, de la putere la teamă. Tradiția a continuat. Cele două unități ale jandarmeriei, reprezentate de Inspectoratul Județean de Jandarmi Mureș și Gruparea Mobilă de Jandarmi Regele Ferdinand I Mureș, a organizat cea de-a 22-a ediție a Cupei Presei și a colaboratorilor la tir. Aceasta s-a desfășurat marți 31 martie la poligonul de tir din Sânt Georgiu de Mureș și a venit să marcheze cei 165 de ani de existență a jandarmeriei române. Exact peste două zile, respectiv 3 aprilie, jandarmeria română împlinește 165 de ani de existență, de continuitate. Le transmit tuturor jandarmilor și din țară și din Târgu Mureș și din județul Mureș un călduros la mulți ani, urări de bine, misiuni cât mai ușoare, fără probleme deosebite. Societății civile ne luăm angajamentul că ne vom pregăti și vom continua să devenim mai buni profesioniști. Colegii de Breaslă au lăsat pentru scurt timp armele de zi cu zi, camerele video, aparatele foto și microfoanele și le-au schimbat cu o armă de foc, un pistol Jericho model israelian de calibru 9 mm. De această dată, nu informația trebuia să ajungă în centrul atenției cetățenilor, ci 7 gloanțe trebuiau să străpungă centrul țintei de tragere, situată la 25 de metri distanță. Și de la televiziunea locală Dareghin TV a participat o echipă formată din operatorul Claudiu Luca și reporterul Mihaela Munteanu. Aceștia au ajuns la concluzia că munca de reporter de război nu este una dintre cele mai ușoare, dacă prin asta trebuie să fii în mijlocul unui poligon de tragere. Instructajul a fost chiar strict. Atunci când ești în fața faptului, este foarte greu să ții cont de toate aceste aspecte. Și mă refer la echilibrul, la poziția corpului, brațele întinse, respirația trebuie să fie bine controlată pentru că reculează și ai șanse să fii rănit. Vreau să mulțumesc jandarmeriei pentru această ocazie pe care ne oferă an de an de a ne reuni până la urmă noi, colegii din mass media mureșeană. Și merită încercat și pentru ceilalți colegi, recomand, chiar merită. Dar ce au simțit jurnaliștii atunci când au ținut arma în mână? Emoții, nu stai, ești încordat, mușchii nu ți-s relaxați. Cred că sunt pe primul loc din ce văd. Din ce am văzut eu de pe țintă, găurile, da, pe primul loc, cred. Aștept rezultatul. Da, sunt la prima participare, sunt pregătit, după a doua tragere am nimerit toate gloanțele în țintă. Am emoții de fiecare dată atunci când pun mâna pe o armă. Uniforma, de fapt, îmi transmite o stare de, nu știu, impune respect, forță, profesionalism și te simți parcă patriot atunci când ai și tu ocazia să stai cot la cot cu ei și să te înveți ei să tragi cu o armă. Pe lângă oamenii din media, la tragere au participat și alți colaboratori, printre care și inspectorul școlar general al județului Mureș, Ștefan Someșan. Urez cu această ocazie jandarmeriei române la mulți ani. Nu mă consider un bun trecător din cartușele acelea care mi-au fost atribuite. Am nimerit totuși un 10, deci am trecut examenul de astăzi și de fapt a fost un moment de destindere să ne simțim bine împreună cu presa, împreună cu alți colaboratori ai jandarmeriei. Premierea câștigătorilor va avea loc la festivitatea ce se va desfășura la sediul Inspectoratului Jandarmeriei din Târgu Mureș pe data de 3 aprilie.